la 402. Noi suntem tari și la final cântăm întotdeauna. Aceștia au fost băieții de cartier cu hitul lor din Top 10, Noi! Și asta tocmai a sosit special pentru fanii Josh, Colin și Lenny. Băieții de cartier vor cânta sâmbătă seara pe stadionul Stucky. Minunat! Biletele încep să se vândă astăzi de la ora 14. Oh, mai am o jumătate de oră. Îmi pare rău, nu mai sunt bilete. Oh, nu mai sunt bilete. Vreau să intru. Cum să nu mai aveți bilete? Ați deschis acum 30 de minute. Păi, trebuia să fie aici acum 30 de minute. Hei, mi-au rămas niște locuri la Hello Dolly. Crezi că o să facem rost de bilete? Cum zice mama, există mereu o cale. Trebuie doar să găsești persoana potrivită. Nu-ți face griji, vorbesc eu. Trebuie doar să pari supărat. S-a făcut. Minunat! Înfrângi inima. Am vrea două bilete la concertul băieților de cartier. Am venit de departe până aici în oraș. Îmi pare rău, dragele mele. Avem oameni care au venit tocmai din alt stat. Bilete nu mai sunt. Vreau să-l văd pe șeful tău. Avem nevoie de bilete. Noi doi am venit din altă țară, iar ea de-abia s-a dat jos din pat de bolnavă ce e. Sper să te faci bine, scumpo. A venit una din Brazilia pe targă și n-am avut bilete să-i dăm. Vreau să-l văd pe șef. Am venit din Tunisia cu ambulanța și mai suntem și verișoarele lui Jos, cel cu cercel. Oh, înțeleg. Deci, ne dați bilete? Sigur, cereți vorului vostru Josh. Hei, măcar am încercat. Da, cred. Ai tu și bine. Mersi. Și cât voiam să văd concertul ăsta, dar cred că e imposibil. Înseamnă că nu mai sunt bilete. O să-i vedem pe băieții de cartier, o să-i vedem pe băieții de cartier. Eu stau în rândul 26. Eu am locul 3 de pe rândul 40. Super, suntem una lângă alta. V-ați luat bilete? Cum ați reușit? Bilete pentru toți la Jimmy. Locuri super pentru Hello Dolly, Madame Butterfly și băieții de cartier. Sunt stare norocoase. Am două bilete în primul rând la spectacolul lui Tito Jackson. Și o să rămâi cu ele. Noi vrem bilete la băieții de cartier. Am cadouri frumoase pentru părinții voștri. Băieții de cartier. Atenție la mine. Ce vreți voi sunt chestii clasice. Am locuri excelente la Hello Dolly. Băieții de cartier. Da? Pentru încă 5 dolari, nu numai că o vedeți pe Dolly, dar veți lua și cina la alegere, friptură de vacă, pui sau pește. Să mergem, nu are niciun bilet. Vreți două lângă scenă? Super! Toată lumea o să ne invidieze. O să-i trimit pe nepoții mei la Hello Dolly. O să se simtă foarte bine. Deci cât ne costă biletele? Două bilete. Două bilete? Sâmbătă seara. Sâmbătă seara! Băieții de cartier. Băieții de cartier! 400 de dolari. Două bilete, sâmbătă seara, băieții de cartier, 400 de dolari. Ei, nu aud nimic? 400 de dolari? Asta e mult mai mult decât costă un bilet normal. Hei, nu trebuie să trăiesc și eu? Biletele astea sunt aur curat. Nu, cred că-s mai scumpe decât aurul. Întoarce-te! Părul tău arată minunat. Nancy, ce cauți tu aici?
M-am gândit să trec pe aici și să văd pe minunata mea mamă. Stau aici până termin ca să putem merge împreună acasă. Știți, de câte ori își aranjează părul, arată așa de tânără că toată lumea ne întreabă dacă suntem surori. Nancy, ajunge. Ok, surioară. Chiar vă purtați ca niște surori. Suntem foarte, foarte apropiate. Suntem foarte, foarte apropiate. Când termină garnis, ce zici? Mergem la cumpărături? Super! Ce zici, sâmbătă? Mergem la un concert împreună? Oh, ce noroc! Fetele merg la concert doar cu prietenii. Aș putea scrie o carte, cum să fie o mamă bună. Știi ce? Mă duc să iau biletele acum până termină Bernie să te coafeze. Bine, cât îți trebuie? $400 Bine, 4. Cum? Oh! $400? Da? În ce capitol al cărții scrii despre asta? Nancy! Nancy! L-am luat deja! Cine e cea mai bună mamă? Tu ești, tu ești, tu ești! Merg la concert, merg la concert! Merg la tinerii visători? Mamă, dar ăștia nu sunt băieții de cartier. Biletele acelea sunt prea scumpe. Astea sunt în primul rând. Cui pasă? Nu vreau la tinerii visători, eu vreau la băieții de cartier. Scumpo, dar sunt la fel. Nu, nu sunt. Sunt 5 băieți de cartier și doar 4 visători. Și 3 dintre ei nici măcar nu sunt băieți. Haide, ne luăm tricouri la fel ca visătorii și țipăm de ne ies plămânii afară. O să fie ca lumea. Am încercat de toate, nu mai am unde să mă duc. Ești ultima mea speranță. Înțeleg, deci spune-mi ce te frământă. E vorba de concertul ăsta, am încercat orice ca să obțin bilete. Ai încercat la unchiul Jimmy? Ha? Bilete pentru toți la Jimmy. E unchiul tău? Se explică. Voia să-i dau $400. O, ce tare e! Să mai stau cu el, am ce învăța. Știi, de obicei nu apelez la favoruri, dar acum sunt dispusă să plătesc cât îmi cer. Trebuie să fie mai puțin decât la unchiul tău. Mai devreme sau mai târziu, toți ajung la mine. Trebuie doar să fac rost de bilete la concert. Băieții de cartier? Sună bine. Sunt în oraș? Da, la stadionul Stucchi, sâmbătă seara. Crezi că poți face rost de bilete? Îmi cer mult. Dar ai venit la cine trebuie. Bună, sunt Michael, redactorul de la revista Scena Copiilor. Revista Scena Copiilor? N-am auzit de voi. O să auziți, primul nostru număr apare peste 2 luni și poate putem să punem o poză cu stadionul Stucchi pe copertă. Oh, ar fi minunat. Știi, avem multe evenimente care i-ar interesa pe copii. Oh, da? Care anume? Ne-ar plăcea să scriem despre ele. Păi, în viitorul apropiat îi avem pe urși dansatori din Moscova și Hello Dolly și băieții de cartier. Stați un pic! Și... ați spus urși dansatori din Moscova? Arthur, ce faci? Şş, cum se numea celălalt grup? Băieții de cartier. Oh, am auzit despre ei. Poate că ar trebui să mă ocup eu de articolul acesta. Grozav! Și hopa, sunteți norocos! Mai avem doar un loc liber în loja presei, ce nume să... Michael Murray, M-U-R-R-I. Vă mulțumesc foarte mult! Super! O să-i văd pe băieții de cartier! Mergem la concert! Mergem la concert! Eu merg. Ce? Cum rămâne cu mine? Nu faci parte din presă. Nici tu! Ai inventat totul! Nu există nicio scenă a copiilor! Nu și pentru cei de la stadionul Stucchi. Scuze, am o revistă de condus. Asta e concertul meu, nu te lasă mi-l furi. Biletul de presă ar trebui să fie al meu. Bine, bine, potolește-te, îmi dai dureri de cap. Ți-am spus că o să te bag. Super, deci îmi dai mie biletul de presă. Nu se poate, e trecut pe numele unui băiat. Dar am un plan perfect pentru tine. Ți-am spus, nu-i plătesc unchiului tău $400. Ascultă puțin, tot ce trebuie să faci este să aștepți până mi-au eu biletul. Eu am să o țin de vorbă pe tipă până tragi cu ochiul pe lista cu invitații din presă. Apoi vii lângă ea și îi spui un nume de pe listă. Ești sigur că se poate? Hei, cum crezi că am avut locuri așa de bune la Hello Dolly? Nu-mi vine să cred că-i voi vedea pe băieții de cartier?
Pregătește-te, am să o țin ocupată cât pot de mult. Mulțumesc, ești un adevărat prieten. Mike Murray, scena copiilor. A, da, poftiți. Mulțumesc. A? Arthur, Mike, Arthur, Mike, unde te duci? Ne vedem la sectorul presei. Doamnă Brown, doamnă Brown, sectorul A este ocupat. Nu-mi vine să cred. Paul mereu vinde mai multe bilete decât trebuie. E ridicol. Nu știu ce vrea de la mine. O să-l concediez. Oh! Îmi pare rău. Voiam să arunc și eu o privire la inelul acela minunat. Mersi, și mie îmi place mult. Spune-i lui Paul că-i concediat. Nu-i spun. Nu știți? Paul e căsătorit cu cineva din familia Stucchi. Stucchi? Ca stadionul Stucchi? Da. Bine, spune-le celor din sectorul A să stea unii în brațele altora. Andy Friedman. Scuze, scumpo, asta e intrarea pentru presă, nu pentru copii. Eu nu sunt copil, sunt o persoană mai mică. Iar noi, piticii, ne-am săturat să fim luați drept copii, așa că ne-am hotărât să publicăm revista Lumea Mică, pentru care scriu chiar acum. Oh, scuzele mele. Ei bine, e un pas în direcția asta. Tot ce vrem este să fim înțeleși. Puteți să-mi dați biletul, vă rog. Sigur, numele? Andy Friedman, Friedman. În regulă. Voiam să-mi schimb numele după căsătorie, dar m-am născut Friedman și cred că așa am să rămân. Nu că minunatul meu soț n-ar avea un nume frumos. Dar nu pare să fie niciun Andy Friedman pe listă. Cum să nu? Tocmai l-am văzut. Sunt sigură că asistentul meu mi-a trecut numele pe listă. Îmi pare rău, niciun Andy Friedman. E doar o Candy Friedman. Eu sunt Candy Andy Friedman. Acum știți de ce nu am vrut să port numele soțului? Îmi ia o oră întreagă să mă prezint. Biletul. Sper că dau și șervețele la biletele astea, pentru că locurile sunt atât de sus că ar putea să-mi curgă sânge din nas. Te întreb, de ce vin oamenii la concert când primesc locuri așa proaste? Ar putea să pună niște furnici pe scenă și să spună că sunt cei din formație și nimeni nu și-ar dea seama. Iată locurile dumneavoastră. Sau între LL și MM. Are locuri mai bune decât noi. O fi importantă? Da, chiar sunt. Stadionul Stucchi are onoarea să vă prezinte băieții de cartier, Josh, Colin și Lenny. Asta e un cântec frumos, dar ceva nu merge. Ar trebui cântat unei fete frumoase. O, Doamne! Vrem să dedicăm acest cântec. Cum te numești, iubire? Candy Andy Friedman. Dar puteți să-mi spuneți Nancy. Bine, Nancy. Nu ne facem griji de nimic și stăm tot timpul împreună, vă zic. Doar bun prieten, la bine, la rău, suntem alături mereu.
ei, ce mai faci? Nu prea rău. Ce să zic? Trebuia să o ții de vorbă pe tipa aia ca să mă uit pe listă. Oh, nu te mai stresa atâta. Ești înăuntru acum, Candy. Asta e numele pe care l-am văzut pe listă. De fapt, am văzut doar Andy, pentru că degetele... Bine, bine, prea multă vorbărie. Am venit să văd concertul cu restul colegilor mei și membrii presei. Wow, ești din presă? Redactor la Scena Copiilor. Redactor? Oh, Doamne, societatea asta e atât de pornită împotriva vârstei. Nu mai spune nimănui că am mai mult de 30. Cei de la ziarul meu cred că am doar 19 ani, înțelegi? Nu-ți face griji, secretul tău e păstrat. Noi, surorile de cerneală, trebuie să fim unite. Da, așa e. Pentru cine scrii? Revista Lumea Mică. Oh, îmi place revista asta. Sora mea e o persoană pitică, așa că știu mai multe decât alții despre problemele lor. Bine, ai intrat în luptă. Și cine e redactor șef acum? Da, mi-amintesc, Wendell James. Da, îmi place tipul. M-a rugat personal să scriu despre concertul ăsta. Dai un pic. Am auzit că a murit. Da. Iar ultimele lui cuvinte au fost: Candy, Andy Friedman, du-te și scrie despre concertul băieților de cartier. Scuzați-mă, nu vreau să mai vorbesc despre asta. E prea dureros. Mama, a fost cât peci. Acum pot să stau liniștită să mă uit la concert. Nu vine să cred că Josh, Colin și Lenny or să fie chiar în fața mea. Grăbește-te, Sarah, începe concertul. Nu-i așa că e minunat? Putem să vedem tot de aici. Tot ce văd e un cap mare și gras. Ce păcat. De aici cred că pot vedea și Canada. Mami, nu mai văd nimic. Nu-i nimic, Sarah, treci în locul meu. Acum văd până în China. Nu văd. Scuzați-mă, îmi loviți scaunul. Scuze. Știi, mă gândeam că atunci când începe concertul, micuța Sarah o să stea în picioare și nu o să mai poți vedea nimic. Așa că poate facem schimb de locuri, având în vedere că sunt... Au! Vrei să nu mai dai cu picioarele? Hai că nu te-am atins. Ok. Știi, Arthur, ai scrie că băieții de cartier cântă mereu spre partea dreaptă a publicului. Așa că e ultima ta șansă să schimbi locul. Sigur, voi fi prost. Haide! Au! Hei, bună! Unde trebuie să ne întâlnim cu toată gașca după concert? Hei, dă-ți piciorul la o parte, mi-ai prins părul. Băieții de cartier, merită. George, Colin, Jenny. Atenție, vă rog, concertul va începe în câteva minute. O, Doamne! Iar Candy Friedman este rugată să se prezinte la biroul de siguranță imediat. Candy Friedman? Biroul de siguranță? O, Doamne, ce mă fac? Eu sunt Candy Friedman, stau pe locul lui Candy Friedman, dar acum adevărata Candy Friedman vrea să vină aici să stea peste mine. N-ai de unde să știi. Poate ai câștigat la loto sau cine știe. Ți-a luat foc casa. Ce mă fac, o, Doamne? Vine să mă prindă. O, Doamne! Te-au prins, eu n-am nicio treabă. O, da? Spune asta și tipului ăla mare cu baston. O, Doamne, ce mă fac, aoleu? Mă întreb unde s-a dus. Îmi faci un serviciu? Bine. Când se întoarce Candy Friedman, poți să-i dai permisul ăsta de trecere pentru culise? Spune-i că e pentru petrecerea privată de după concert, l-a uitat. Doamnelor și domnilor, băieții de cartier!